Bună ziua! Tocmai am comandat de pe net un produs și acum mi-a sosit prin poștă. Se numește Hydra Plant și este un dispozitiv de udare a plantelor. După cum se vede, deja l-am montat și ceea ce face el este că udă plantele din ghivece. Aici se vede deja își face treaba. Și poate fi folosit pe perioada în care plecați de acasă pentru o perioadă mai îndelungată, 2-3 săptămâni, și aveți plante pe care nu puteți să le supravegheați. Nu mai e nevoie să mai rugați vecinii să vină să vi le udă. Voi arăta cum se montează și cum poate fi folosit pas cu pas. Prima dată voi spune care sunt părțile componente. Aceste două piciorușe, unul din ele este simplu, iar cel de-al doilea puțin mai diferit, mai are și un orificiu într-una din părți. Apoi acest capac pe care îl veți folosi atât pentru închiderea sticlei, cât și pentru montarea piciorușelor pe el. Două furtunele și acest dispozitiv de ghidare a furtunelor spre ghiveci. Și ultima componentă, sticla care e special realizată pentru acest dispozitiv, după cum am văzut pe site, nu poate fi folosită altă sticlă decât acest model care vine odată cu produsul. Începem de să-l montăm. Primul pas e montarea celor două piciorușe care vor constitui baza de susținere a dispozitivului. Se introduc piciorușele unul în celălalt și se fixează cât mai bine. După cum vedeți, trebuie introdus la maxim. Puteți verifica ca să stea cât mai drept pe orice plan. Pasul 2 este introducerea capacului. Trebuie să aveți grijă pentru a nu introduce în dispozitivul un capac greșit. Vă orientați după cele două ștuțuri. Este două ștuțuri aici. Ștuțuri în care se introduc furtunelele. Și aceste două ștuțuri trebuie să vină de o parte și de alta a orificiului dintr-unul din cele două piciorușe. Se fixează, apoi se introduc cele două furtunele. Apoi se montează dispozitivul de ghidare al furtunelelor în acest orificiu. S-a fixat, iar furtunele se introduc în cantul din dispozitivul de ghidare, de o parte și de alta a dispozitivului. Astfel am realizat partea de jos. Ok. Se montează
pe sticlă. Și dispozitivul este gata pentru folosire. Se pune, după ce adăugăm apă la floare.